Hei, salutare fraților și bine m-am regăsit la un nou clip de pe acest canal. Ăsta o să fie un clip mai special pentru că este primul daily vlog, că o să plec acum până în Germania să-mi iau un scooter. Este vorba despre un Yamaha Aerox, o să fie nou proiect al canalului, l-am dat de permis și tot ce trebuie și o să merg și cu el pe stradă. Am gata de făcut bagajul, adică ghiozdanul, că stau 2 zile. Și mă gândeam, bă, să bag camera în ghiozdan sau nu. Și până la urmă am băgat-o, deci vă iau cu mine în călătorie. Hai, revin de pe drum. Am început vlogul de acasă și acum deja am ajuns în Franța. E super fain pe aici, numai problema e că eu habar n-am franceză. Hai să vă arăt și scooterul după care merg. Am parola 147890. L-am aici. Na, ăsta e scooterul. Sper că pe ăsta o să-l și iau. E super fain, are multe piese schimbate. Na, 15.000 de kilometri. În fine, o merg pe el și sper să fie totul în regulă. O să continui vlogul. Nu știu, auziți cum îți clopote la biserică. Nu știu când, dar cel mai probabil acasă, că nu cred că am eu chef să filmez pe drum și așa, că-s 15-16 ore. Drumul, dar na. Hai, revin. Sper să iau scooterul. Azi e marți. E ora 8. Tocmai ce m-am trezit. Nu mai pot de somn. 7:53 și plecăm în Germania după scooter. Doamne, ajută să fie bun. Bă, v-am zis că merg după scooterul ăsta și acum uitați-l aici. Bă, m-am dat în continuu, am făcut 20 de kilometri și ieri la ora 7 am ajuns din Franța. Ăsta e scuterul. Bă, merge excelent. Trage foarte bine. Merg toate pe semnalizări, faruri, stopuri, pornire electrică. Am aici, stați, să iau cheia, să vă arăt. Nu prea pot, că trebuie... Bă, am putut. Am aici actele lui, toate. Deci scuterul este pregătit. Scuterul are 15.000 de kilometri, da, full-ul e făcut, numai când pui contactul crește acum. Bă, sunt foarte mulțumit de el, deși nu m-am dat numai ieri și azi, azi fiind joi. Joi 11 iulie, nu știu dacă se vede, dar... Bun, bă, fraților, hai că am prins și eu azi momentul oportun să scot scuterul la o tură și să filmez un video cu el, cum merge, să vedeți și voi. Acum o să mergem pe drumul de la hidrocentrale, care este un drum privat și teoretic pe care poliția nu are ce să-ți facă. Adică eu m-am întâlnit de 2 ori cu poliția, eram și cu motorul, nu eram cu scuter sau ceva și nu s-a întâmplat nimica. Bă, n-am mai filmat de mult, că am avut examenul și astea, cred că am mai zis asta odată în videoclip înainte, dar nu mai țin minte. Dar asta totuși nu este o scuză, că am dat examenul deja de o lună, numai că... Na, cum e vară, să afară 30-35 de grade, nu ai chef să faci nimica, decât să mergi la scăldat și cam atât. Merg acasă și numai seara dacă ies și cam, na, nu, nici nu am cu cine să ies. Na. Abia aștept că într-o lună, nu chiar într-o lună, mai puțin de o lună, pe 31 iulie, fac 15 ani și din 31 iulie într-un an, 16, și pot să dau de permis și să merg cu scuterul ăsta legal pe drum, pentru că mie îmi place maxim scuterul, cum merge și tot, și poziția pe el, cum trage tot. Îmi place mult, mult de tot. Aici este și drumul. Avem secțiunea asta de drum public. Aici e drum public. Porțiunea asta asfaltată, pe care o să-l trec pe lângă scuter. Așa. Și de aici n-am nicio treabă, nici în stres. L-am trecut așa că poate camere la centrală sau ceva, nu știu. Na, deci pe drumul ăsta vin oameni, conduc mașini,
așa, fără permis, să se învețe. Nu este absolut nicio problemă. Am aici 16.000 de kilometri și l-am luat la 15.920 și am 16.047. Deci am făcut 100 și de kilometri. Tot speed-ul la scooter îi peste 80, că mere acul la 80 și încă urcă. Stai să-i dau acum o accelerare. Nu va mai ușor, că pe aici sunt grob, da? Na, 70. Până la 70 urcă repede, dar de acolo urcă cam greu. Aproape 80. Gata, dacă... na. Bă, na, în caz că... Nu, în caz că... Ba, de fapt, în caz că nu știți, ăsta este un Yamaha Aerox. Este din anul 2004, luna decembrie, adică, ce să mai, 2005. E fain, merge și canalul și astea, că, na, astea sunt hidrocentrale, 3. Și, na, e drumul format pe lângă ele. Na, vezi, cam mari gropile. Bă, așa, probleme n-am avut cu el, deși am avut o singură problemă, stați că vin. După o zi, după ce l-am adus, m-am dat cu el tot, bă, a început să meargă, bă, când l-aceleram, se neca. Nu mai mergea. I-am desfăcut bujia, să văd care-i treaba. Când mă uit pe bujia antigel, bă, na, sigur s-a dus garnitura de chiuloasă și aia o și fost. Proprietarul de la care l-am luat a fost foarte de treabă și m-a dat un set de garnituri noi, nouțe pentru absolut tot motorul. Am pus o garnitură nouă și cam aia a fost. Că acum, na, vedeți și voi. Scooterul nu este stock. Are un set de 70 Motor Force, variator Motor Force, pulia aia de lângă variator, nu știu cum îi zice, tot Motor Force. Cureaua cred că e Malossi sau Stay 6. Are un set de role Stay 6 de 94 grame, de asta pleacă așa greu și pe întins merge. Așa, investiții, vreau să bag ceva bani în el. Vreau să-i pun un set de 70 Stay 6 din aluminiu, ambiela Stay 6, rulmenți la ambiela Stay 6, tobă Stay 6, un carburator mai mare, ca acum are Delorto de 17,5, dar eu vreau să-i pun Delorto de 28. Transmisia vreau să fie și a full Stay 6 și cam atât. Am la el toate piesele vechi, adică alea care au fost înlocuite, setul, carburatorul și ce-o mai fost înlocuit, oglinzile, astea le am. Na, deci am tot la el, nu-mi lipsește nimic, pot să schimb într-o zi 4-5 ore câte mi-ai, schimb toate piesele schimbate și toba e una, stai 6, dai stock, îi pun toba veche, setul vechi, carburatorul vechi, transmisia veche și pot să-l matriculez liniștit. Duc la RR, ITP, alea și na, cam atât. Hai că aici ne și întoarcem, nu mai merg încă acolo, deja e barajul și dăm iar în drum public. Ne întoarcem aici frumos. Na. Bă, deci s-o dus acu aici jos la unde scrie kilometri.
Da, deci asta a fost blană, am ajuns chiar până în plafonare. Mamă, ce fain merge. Sunt super mulțumit de el. Acum vreau să mă ocup puțin de aspect, pentru că scooterul merge neașteptat de bine. Sper să n-am probleme. O să trag, trebuie să-l opresc aici, dar opresc mai în față, să vi-l arăt și pe din afară și defecte ce mai are, că nu e perfect. Pe care, bineînțeles, o să le rezolv, pentru că na, vreau să fie scooterul ăsta giugiuc. Mă oprim frumos. Pe scooter merg absolut toate, bă, dar toate. Relantiul ăsta trebuie să-l mai reglez puțin, că o să moară acum. Nu stă. Na. Cam ăsta e scooterul. Eu zic că arată super bine și așa cum. Nu-mi place carena aia decolorată, vreau să fie în aceeași culoare. Are aici o zgrietură, aici alte zgrieturi, cred că a fost trântit. Mai are pe aici și la zgrieturi, aici una și cam ăsta e. Cauciucurile sunt ca noi, continue... nu. Ba da, Michelin pe față, Continental pe spate, sunt același model. Scooterul are două locuri, de aici te ții, aici stai. Na, aici e rezervorul, așa, și dacă vrei să deschizi, dai de cheia așa și deschizi și-o. Aici am ochelarii mei de baie, o sticlă de Pepsi și actele. Da, na, cam ăsta e scooterul, îmi place maxim, maxim, maxim și cum merge și tot. Acum sper să mă și țină, să n-am probleme cu el. Na, hai să-i facem și o pornire. Furcile nu curg. Na, e ce trebuie, zic eu. Cam greu pe pornire, dar asta e, cred că e și din cauza la relantii, că nu stă. Trebuie să-l și accelerez. Acum merge mai ușor, frate, că i-am dat cam cox, 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 cox. Da, merg toate pe lare, turațiile. Aoleu, turații, bord, benzina și aici... Bausbord, kilometraj, aici indică dacă cumva trece apa peste 90, am acolo la peset un cablu conectat la un ștuț așa și se aprinde becul dacă trece apa peste 90. N-am pățit până acum și sper să nu pățesc. Îmi place că față de Malaguti altcumva stă pe drum. Are cauciucurile mai late, roțile mai mari. Na, e altceva. Scooterul e ediția Valentino Rossi. Trebuia să aibă ceva sticăre cu Fiat pe el, dar mai bine că nu le are, că nu, sincer nu prea îmi plăceau cum arată. La ediția Valentino Rossi singurul, cum să zic, plus sau minus, e că e făcut în Italia. Na, nu e făcut în Japonia, de unde vine Yamaha, dar oricum italienii cei mai tari pe scutere, așa că eu îl numesc un plus. Motorizarea este Minarelli, bineînțeles, orizontal. Na, merg pe el toate, tit-tit-tit, claxonul, semnalizările, stânga, dreapta, anulez, aici pornirea, fază lungă, fază scurtă. Apropo, nu poți să oprești faza scurtă, adică poziția, pentru că aia oricum trebuie să o ai mereu pornită. Na. Nu știu, mie îmi place, sper să vă placă și vouă. O să, v-am zis, ăsta e iar un proiect pentru canal, că puteam să mai pun eu de la mine încă 300-400 de euro și să îl iau direct ca lumea, fără zgrieturi pe aici, fără zgrieturi deloc pe el. Poate chiar și unul făcut direct. Da, vreau să fie făcut de mine, împreună cu voi, să am videoclipurile la mine pe canal și așa mai departe. Bă, dacă mă întrebați de notele de la examen, am luat 9,25 la română și 8,75 la mate. Deci, mi-a ieșit media fix 9. Stai că am văzut aici pe drum un furtun. Nu știu dacă e de la mine, dar și dacă îi și văd că lipsește, îl am. Da, nu cred că e de la mine. Oprim scuterul și îl băgăm aici, așa, deschidem șaua, îl
dau seama aici să fie, cine știe. Apropo, cât despre Malaguti, am ajuns la un băiat aici în apropiere cu prețul mirobolan de 1500 de lei, l-am vândut și băiatul ăla n-a, stă undeva într-un sat, n-a, nu știu cum să zic, muntos, nu știu, adică nu are drumuri asfaltate acolo în sat și numai înconjurat de dealuri peste tot. Și l-a obosit rău de tot pe dealuri, nu a avut grijă de el, nu cred că l-a spălat vreodată de când l-a luat de la mine. Și scuterul a ajuns într-o stare jalnică, nici nu-i mai mere, nu știu, na. Așa și băiatul cu chexleu, mi-a dat mesaj că i-am dat țeapă. Păi cum, frate, ți-am dat țeapă? Atâta timp cât nu ai grijă, e normal să ți se strice, pentru că un motor trebuie să-l îngrijești în fiecare zi. Nu zic că eu îl îngrijesc în fiecare zi, dar cât pot îl îngrijesc. Mai ales că e a meu și... na. Da. Noi aici pe canal venim la baie, aici, pentru că lacul este secat și... na. Da, deci... a, și nu v-am zis cât am dat pe scooter. Pe scooter am dat 820 de euro. Eu zic că este un preț cât de cât decent, ținând cont că are acte și... na, totuși, Aerox-ul se știe că e unul dintre cele mai scumpe modele, pentru că e și cel mai fain și cel mai modificabil. Trec încet pârâul să nu cumva să sară apă pe undeva. Da. Deci cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un share, like și subscribe. Și noi o să ne auzim data viitoare, cel mai probabil cu motorul, că în scooter nu bag chiar acum bani, dar... da.